Pat de aur. Ah, Odi, voi întârzi la întâlnire, dar înainte de a pleca trebuie să reglez frigiderul. Nu știu unde am pus manualul. Iată-l. Se pare că Garfield se uită la un film cu pirați. Ai, capitane, Garfield maiestății sale are vânt favorabil. Vine încoace. Lanțănii ardincii, ridicați catargul! Vor pomeni ziua în care au trecut pe lângă noi. Oricine va face asta se va trezi direct pe scândură. Gata, mă întorc repede. Omul lui Garfield pleacă. Poate motanul o să ne ia din ploaia asta. Da, poate ne dă și de mâncare. Garfield, să-și împartă mâncarea. Cred că glumiți. Flota maiestății sale a fost zărită la babord, capitane. Fiți-vă de furtună, camarazi. Dacă luptă vor, capitanul pleacă, o să le-o dea. Să fii pirat, Odi? Mă și văd. Capitanul Garfield, ororea celor șapte mări, temut de toți cei ce se tem de cei temuți. Mă îndrept dacă se poate livra Peter în mijlocul oceanului. Și ce ai găsit, camarade? Nu, ar putea părea instrucțiunile de la frigiderul lui John, dar e o dată a comorii. Da, dacă o să ne luăm după ea, o să găsim bogății neasemuite. Asta seamănă cu o cameră de zi, dar suntem la bordul corabiei piraților. Vezi, Odi? Caută în continuare. E o corabie a piraților. Are catarg, lipitori și indivizi colțoși care cântă iu-hu-hu. Stați puțin, încă nu pot fi pirat. N-am pălărie de pirat. Mult mai bine. Eu sunt capitanul Garfield, cel mai infam individ care a împânzit apele mării. Așa se vorbește când ești pirat. Trebuie să mai spui și arr des. Încearcă. Arr. Nu arr, ci arr. Matelotul Chiță, el s-a prezentat la datorie, capitane. Ce spui? Asta da, pirat! Acum vezi corabia piraților, Odi? Comanzi o corabie foarte frumoasă, capitane. Ei, dacă toți se năzar toate, să fie de calitate extra. Cu toții odată și... Să vedem dacă putem intra în casă. Orice ne-ar putea adăposti de ploaie. Hei, ce-i cu tine? Tu ești un chihuahua. Nici măcar n-ai păr ca să te uzi pe el. Hârmuiește corabie, matelot chițăilă. Pregătiți-vă de furtună, orice-o fi însemnând asta. Creiai piraterimea voastră. Curajoși, camarazi, nu pierdeți vremea cu vremea vremelnică. Unde e credinciosul meu tovarăș Odinăsosul? Ce-i asta? Unul mare rău de mare? Curaj, camarade, bucătarul va găti carne de porc pentru cină. Cu ardei foarte iuți. Și sos dipping, guacamole.
Iar la desert, banane în sos de caramel cald. Ce-i cu larma asta? Ce-i cu meniul ăla? Să aruncăm o privire. Cârmuiește corabia, matelot chițeilă. Odinăsosul se va pune în curând pe picioare. Pe toate patru. Ce tot fac acolo? Habar n-am. Lăsați-i pe ei, să căutăm mâncare. Bine, în mare liniște. Scrie să navigăm spre est până când vom ajunge la congelator. Stai, până vom ajunge la insula pe care e ascunsă comoara. O muntă în față. Așa, dragi camarazi, în curând vom ajunge pe uscat. Ai grijă să o parchezi paralel cu laguna chițăilă. Nici o grijă, capitane, privește! Bine lucrat, matelul. Am experiență cu navele. Strămoșii mei au părăsit mii de nave naufragiate. Am ajuns, camarazi, să-i anunțăm de sosirea piraților. Acum să găsim comoara. 10 pași la est sau nord sau într-o direcție oarecare. Apoi 15 pași în altă direcție. Mărșăluiesc în toată casa. Putem intra în bucătărie. Bine, sunt lihnit. Au frigiderul la tine aprovizionat. Cu Garfield prin preajmă sunt nevoiți. Nu vă fie teamă, camarazi. Suntem aproape de comoară. Garfield are atât de kilograme. Prea târziu, o bandă rivală de pirați a găsit deja comoara. Dați-mi comoara, ticăloșilor. Predați-vă sau capitanul Garfield o să vă pună să mergeți pe scândură. Nu o să mai râdeți când o să vă pun pe brațul de paiete subțilă. Mai târziu caută pe internet ce înseamnă asta, în caz că va trebui să fac asta. Dacă ți imaginezi că o să ne sperii de la atâta mâncare, Garfield. Capitan Garfield pentru voi, capitan al temutei corabii a piraților, comandant al echipajului voinicesc. O să ne înfrunți cu un cățeluș și un șoarece? Nu cu un cățeluș și un șoarece, pirați! Pirați cruzi și nemiloși! Chiar nu vedeți corabia care are catarcul veseliei, semn al aventurii și cutezanței? Ei, nu văd nicio corabie. Un catarc înalt, cu o carenă rezistentă, cu pânzele sale maestuoase în vânt. Corabia? Da, văd corabia! Și eu o văd. E mare. Echipajul meu, căutați cu ardoare. E în fața ochilor voștri. Nu un șoarece și un cățeluș, ci pirați. Pirați vitezi și puternici, care străbat mările întinse, învingându-i pe toți cei care le apar în cale. O corabie plină de ei. La porunca mea, vor ataca. Ajutor! Atacați, echipaj credincios de corsari! Ajutor!
Bine lucrat, capitane! Camarazi, ce spuneți dacă acum am împărțit comoara? Garfield, s-a întâmplat ceva palpitant în lipsa mea? Palpitant? Palpitant în sensul de alungare unei bande de pirați? Genul ăsta de palpitant? Știam că o să te găsesc în fața televizorului la un film. Ba, cine are nevoie de un film când are o imaginație bogată? Au dublat în limba română actorii Pavel Sârghi, Florian Silaghi, Iona Brudan, Sebastian Lupu, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea este Rachelariu. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.